În Partidul Național Liberal nu s-a discutat faptul că poate acțiunile sau lipsa de acțiune a actualului ministru ar putea cauza un prejudiciu de imagine, inclusiv Partidul Național Liberal, care s-a angajat într-o coaliție de guvernare și a venit cu promisiuni în fața românilor. Știți că eu sper că, vă repet, sper ca domnul ministru să înțeleagă că, vă repet, ministerul nu poate fi condus prin PR. Și așteptăm ca să și livreze reforme așa cum s-a angajat. E adevărat că în două luni sau nici două luni de când e în fruntea ministerului nu putea să facă minuni foarte mari. Dar, din păcate, la dânsul partea de pasiv e mult mai mare decât cea de activ. Iar faptul că refuză un dialog instituțional cu partenerii, eu cred că asta va genera un blocaj care nu e bun pentru Ministerul Sănătății și pentru România. O să l-au chemat cei de la PSD în Parlament în perioada următoare. Va trebui să intre și în dialog cu parlamentarii, pentru că nu poate să fie dat un ministru, nu știu, un guvern întreg, o coaliție, un parlament și să ne vorbească doar de pe rețelele de socializare, cât de victimă e dânsul și cât de nenorociți sunt cei care au curajul să spună ceea ce cred că e corect.